Redeschidem cuvântul lui Dumnezeu de această dată în epistola apostolului Pavel către Coloseni, biserica din Colose, din care epistolă vom citi din capitolul 3, începând cu versetul 12, un cuvânt adresat de Dumnezeu către familii. Iată ce este scris. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta acesta place lui Dumnezeu. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Lângă cele împărtășite în mijlocul nostru, în această dimineață, prin cuvânt și prin cântări, voi adăuga și eu câteva cuvinte, dorindu-mi cu toată inima ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze fiecare familie prezentă în locul acesta, fiecare familie la care ne gândim și pentru care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. De bună seamă că în centrul atenției noastre și a bucuriei noastre de astăzi se găsește această nouă familie care se întemeiază, fratele Alexandru Mihalcea, împreună cu sora Andreea Gură, au primit din partea lui Dumnezeu călăuzirea să își pună împreună ființele, să-și pună împreună inima și la oaltă să întemeieze o căsnicie. Este un lucru după voia lui Dumnezeu, familia vine de la Dumnezeu, Dumnezeu este de partea familiei, Dumnezeu ajută și binecuvântează familia și cu siguranță că Dumnezeu este Cel care protejează familia și o însoțește pe parcursul vieții ei. Dăm Domnului slavă că astăzi, în mijlocul nostru, se pune un model, model cu privire la cum se intră în viața de căsătorie. Potrivit voii lui Dumnezeu, în viața de căsătorie se intră în urma unui legământ pe care cei doi tineri îl fac înaintea lui Dumnezeu, îl pecetuliesc în fața autorităților țării, a statului, prin certificarea certificatului de căsătorie, cu certificarea prin acest act al căsătoriei, și apoi se înfățișează în biserica lui Dumnezeu, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu în actul cununiei și abia după ce acestea sunt împlinite, cei doi se mută la casa lor, începându-și viața de familie, viața de căsătorie. Ne bucurăm că asta se întâmplă așa și dăm Domnului slavă pentru acest lucru. Adevărul e că societatea și biserica are nevoie de familii sănătoase, de familii care îl onorează pe Dumnezeu și de partea cărora se găsește Dumnezeu. Cred cu tărie că biserica sănătoasă are la baza ei familii sănătoase. Și de asemenea, cred cu tărie că societatea sănătoasă este compusă din familii sănătoase. În mijlocul acestei societăți, biserica lui Dumnezeu, alcătuită din aceste familii, reflectând lumina lui Dumnezeu, sarea pământului, prin faptele bune pe care le fac și prin mărturia creștină pe care o depun, să conduc apoi la însănătoșirea societății.
Această legătură este foarte strânsă. Familie sănătoasă naște biserică sănătoasă și apoi bisericile sănătoase conduc la însănătoșirea societății. Luând lucrurile invers, putem băga de seamă că nu stau treburile prea bine la nivelul societății, din punct de vedere al legăturilor din societate, a moravurilor, din punct de vedere al felului în care sunt organizate lucrurile și viața societății, se poate observa o criză morală, o criză spirituală, care cu siguranță reflectă ceva mai profund, care ține de sănătatea familiei. Cum să fie sănătoasă societatea dacă familia nu este sănătoasă? Și cum să fie sănătoasă biserica dacă familiile care compun biserica nu sunt sănătoase? Să ne rugăm lui Dumnezeu să dea în mijlocul nostru familii sănătoase, familii puternice, familii care îl onorează pe Dumnezeu și care, reflectând dragostea față de Dumnezeu, fac bine semenilor, conducând la bunăstarea societății. Vom vorbi în această dimineață despre cum am putea să fortificăm familiile noastre, ce am putea să facem practic ca familiile noastre să fie familii sănătoase. Cu siguranță că ne dorim așa ceva, nici nu mai e întrebare dacă, drag Alex și Andreea, vă doriți ca familia voastră să fie așa. Așa ne dorim cu toții și pentru voi și pentru noi. Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze familiile cu această putere interioară, putere duhovnicească, să fim familii puternice. Câteva aspecte practice sunt de luat în seamă. Mă adresez tuturor familiilor prezente în locul acesta, indiferent de apartenența dumneavoastră confesională, că veniți în Biserica Emanuel de regulă și vă închinați lui Dumnezeu duminica sau în cursul săptămânii aici, sau treceți prin Biserica Emanuel cu ocazia acestui prilej pe care îl avem, a sărbătorii nunții de astăzi, acest mesaj este pentru noi, pentru toți. Dacă ne revendicăm oameni creștini, mărturisim pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, acest cuvânt este pentru noi, pentru toți. O familie sănătoasă se cultivă, se fundamentează, trăind câteva principii practice și îngăduiți-mi dintre ele să subliniez câteva în timpul pe care îl avem până la 12 fără 10, când cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom apropia de momentul solemn a cununiei religioase. Primul lucru de mare însemnătate pe care vă îndemn să-l avem în atenție ține de relația noastră cu Dumnezeu. O familie sănătoasă este o familie care cultivă o apropiată relație cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu, apropierea noastră de Dumnezeu, determină sănătate duhovnicească, sănătate relațională în familiile noastre. Cu cât familia este mai aproape de Dumnezeu, cu atât ea se întărește în interiorul ei și în relațiile ei mai mult și mai puternic. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este slabă, această slăbire a legăturilor cu Dumnezeu va crea efecte negative în legăturile căsniciei, în legătura dintre soți sau în legătura părinților cu copiii sau în legăturile copiilor, a fraților între ei. Efectele absenței relației cu Dumnezeu va aduce tot felul de noutăți, tot felul de situații care în timp vor crea tulburare. O familie sănătoasă este o familie care are frică de Dumnezeu. Dacă ne dorim ca familia noastră să fie o familie puternică, o familie sănătoasă, cu un legământ al căsniciei durabil, va trebui să cultivăm frică de Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu citind Scriptura. Nu vă întreb dacă în casele dumneavoastră aveți Biblie, că răspunsul la întrebarea aceasta îl cunosc, aveți Biblie. Însă vă întreb ce faceți cu Biblia care este în casa dumneavoastră. O familie sănătoasă citește Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă întreb dacă ați auzit de rugăciune, știu că ați auzit de rugăciune, dar vă întreb, vă rugați în familiile dumneavoastră? O familie puternică, durabilă, cu un legământ al căsniciei fortificat, cultivă în casă disciplina rugăciunii. Nu vă întreb dacă ați auzit de post sau dacă ați ascultat vreodată pe un preot sau pe un pastor vorbind despre post, însă vă întreb dacă postiți în familiile dumneavoastră. Dacă vă adunați casa și împreună vă apropiați de Dumnezeu, citind cuvântul Scripturii, înălțând către Dumnezeu rugăciuni, apropiindu-vă de El în post.
Nu vă întreb dacă ați auzit de biserică, dar vă întreb dacă mergeți la biserică. De bună seamă că în dimineața aceasta ați venit. S-ar putea ca pentru majoritatea dintre dumneavoastră prezența la biserică în această dimineață să fie o exprimare a credincioșiei pe care o puneți în evidență săptămână de săptămână. Pentru alții însă s-ar putea să fie mai puțin sau foarte puțin sau poate chiar niciunul, ce m-aș bucura să fie așa, prezența la biserică în această dimineață să fie o excepție. O excepție izvorâtă din natura evenimentului. Ați venit că ați vrut să cinstiți evenimentul. E bine că ați venit și cu prilejul acesta, însă dați-mi voie să vă spun că o familie sănătoasă cultivă și o legătură apropiată cu Dumnezeu în sânul Bisericii lui Dumnezeu. Mergeți la biserică. Căutați fața lui Dumnezeu, închinându-vă, aducându-i rugăciuni, ascultându-i cuvântul în casa Domnului, în biserica de care aparțineți. Lucrul acesta este după voia lui Dumnezeu. Prin urmare, familiile puternice, familiile cu un legământ al căsniciei durabil, fortificat, așezat în Hristos, este o familie care cultivă relație cu Dumnezeu. Și asta implică citirea Scripturii, implică rugăciune, implică post, implică prezența la biserică și toate acestea în frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Îi îndemn în mod deosebit pe familiștii tineri să cultive disciplina prezenței la biserică. Ne găsim în toiul verii, oamenii merg încolo încoace. Oriunde v-ați duce, oriunde v-ați așeza, duminica să căutați casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Sunt deosebit de încurajat să văd cum frații de credință, familii care locuiesc poate în Europa sau în alte părți ale țării, aflându-se în Sibiu la sfârșit de săptămână, aleg să vină duminica dimineața și seara împreună cu Biserica Emanuel la închinare. Este un lucru foarte frumos. Și în această dimineață am notat prezența unor asemenea familii în mijlocul nostru, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar întreb acum pe membrii Bisericii Emanuel, când dumneavoastră plecați în altă parte, că așa e situația, călătoria, circumstanțele în care vă aflați, ce faceți dumneavoastră duminică dimineața dacă în călătorie vă prinde treburile vieții, vă prind treburile vieții departe de biserica în care sunteți membri? Copiii lui Dumnezeu caută biserica. Copiii lui Dumnezeu îl caută pe Dumnezeu. Și asta va determina o familie puternică, durabilă. Al doilea lucru pe care v-aș ruga să-l aveți în vedere ține de natura relațiilor dintre soți. Aici vă îndemn să cultivăm ordinea lui Dumnezeu stabilită pentru familie. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un cuvânt de spus cu privire la felul în care este organizată familia, structurată familia. Și cu privire la felul în care sunt împărțite responsabilitățile în viața de căsnicie. În ce privește economia lui Dumnezeu pentru familie, Domnul Dumnezeu a spus și este revelat în Sfânta Scriptură că bărbatul este rânduit de Dumnezeu să fie cap al familiei sale. Iar soția este rânduită de Dumnezeu să fie ajutor potrivit. Asta este economia lui Dumnezeu. Ca soț, bărbatul a căpătat din partea lui Dumnezeu mandatul de a fi cap de familie și prin urmare el este chemat să-și conducă familia în frică de Dumnezeu. Este responsabil înaintea lui Dumnezeu de ceea ce devine familia lui. Și ca soț, cap de familie, investit de Dumnezeu cu autoritate, este chemat să-și iubească familia, să-și iubească soția în primul rând și apoi când Dumnezeu dă copii și întreaga familie, așa cum a iubit Hristos biserica. Frate Alex, acesta este modelul pentru tine. În Scriptură este scris, bărbaților, iubiți-vă nevestele așa cum Iisus Hristos a iubit biserica. Ștacheta este foarte sus. Și în același timp foarte accesibilă. La îndemâna noastră a tuturor, niciodată Dumnezeu nu ne cere ceva ce este peste putința noastră. Odată cu porunca, Dumnezeu ne pune la îndemână și resursele. Iar dacă vreun bărbat eșuează în a-și iubi soția cu sacrificiu, așa cum Hristos a iubit biserica, acest lucru se întâmplă nu din pricină că lipsesc resursele,
și că porunca e prea mare, ștacheta e prea ridicată și nu se poate atinge, e un ideal înspre care, la care n-ai cum să ajungi? Nu. Și explicația este în altă parte. Bărbatul nu vrea cu adevărat. N-a accesat resursele lui Dumnezeu. Aceste resurse ne sunt puse la îndemână. Pe mirele nostru îl cunosc de când era copil mic. Și am un mare respect și o mare considerație față de el, față de familia lui. Și sunt încredințat, frate Alex, că Dumnezeu este cu tine. A fost și până aici. Ce se întâmplă astăzi este o expresie a prezenței lui Dumnezeu în viața ta și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine. Aceste cuvinte sunt potrivite și pentru Andreea. Dumnezeu este și cu tine și vă binecuvântează. Să țineți minte, o familie puternică înseamnă să respectați structura lui Dumnezeu și ordinea lui Dumnezeu pentru familie. Bărbatul este chemat să fie cap al familiei și să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica și soția. Este chemată să urmeze soțului ca ajutor potrivit, supunându-i se lui, așa cum biserica se supune lui Hristos. Să vă dea Dumnezeu ajutor. Să fie cu voi. Al treilea lucru foarte important, care ține de întemeierea unei familii puternice, ține de felul în care vorbim unul cu celălalt. Cultivați o comunicare în înțelepciune. Și cu privire la comunicare, la felul în care vorbim între noi, îngăduiți-mi, vă rog, să subliniez trei aspecte practice. Întotdeauna să fiți sinceri unul cu celălalt. Dumnezeu urăște minciuna. Însă a sublinia că minciuna, cât rău face ea în societate, nicăieri nu face mai mult rău decât atunci când se strecoară între cei doi soți. Să vorbiți între voi întotdeauna adevărul, să fiți sinceri unul cu celălalt. Să nu vă ascundeți nimic, să nu aveți secrete față de celălalt. Să ferească bunul Dumnezeu să ajungeți în situația în care soțului să spuneți una, adevărul să fie altul și soțul să afle adevărul din altă parte. Sau soția să afle adevărul din altă parte. Când între soți se va strecura neadevărul, lipsa de sinceritate, acolo se va distruge încrederea. Și odată cu asta, râul a venit în casă. Să fii sinceri unul cu celălalt. V-aș îndemna să cultivați spiritul acestei sincerități. E posibil ca cineva, o parte, soțul sau soția, prin modul de a fi, să cultive altceva decât sinceritatea. Dacă auzind adevărul te superi, dacă auzind adevărul faci crize, scandal, dacă auzind adevărul te răzbuni și cine știe câte altele, aflând acel adevăr nedorit, nu vei face altceva prin acest comportament decât să încurajezi pe celălalt să-ți ascundă adevărul. De bună seamă că amândoi greșiți. Voia lui Dumnezeu este ca în familie să cultivăm sinceritate deplină. Amin. Niciodată, asta este pentru voi doi și pentru ceilalți de bună seamă, să nu vă povestiți problemele prin care treceți cu prietenii voștri. Sigur că avem legături cu cei din jurul nostru, ne bucurăm să trăim într-o comunitate și în comunitate oamenii împărtășesc, însă v-aș ruga, din rațiuni de înțelepciune, să păstrați acele aspecte delicate și intime ale familiei dumneavoastră în sânul familiei dumneavoastră. Nu e treaba vecinilor, a neamurilor, nici chiar a părinților, a prietenilor, este problema dumneavoastră. Înțelepciunea populară, care se reflectă în proverbele zilei, proverbe cu care ne întâlnim și le știm,
E o vorbă românească înțeleaptă. Rufele se spală în familie. Împărtășeam odată și împărtășesc și astăzi un posibil scenariu. Imaginați-vă că într-o zi soțul, cine știe din ce pricini și pe ce fond, pleacă grăbit, lăsând în urmă un conflict nerezolvat. Soția a rămas supărată, s-a purtat cum s-a purtat și are dreptate. Pe drept a fost rănită. Are dreptate în ce s-a întâmplat. Foarte necăjită pe bărbatul ei care a lăsat-o înlăcrimată, nu știe cum să-și mai găsească liniștea. Și în momentul acela de frustrare, una dintre bunele ei prietene îi dă telefon și spune: draga mea, ce faci astăzi? Nu vrei să vii la mine la o cafea? Și spune: da, bine. Cum e supărată și pe față îi se citește necazul, prietena ei o întreabă: dar ce e cu tine? Ce să fie cu mine? Multe greșeli am făcut eu în viață, dar una nu mi-o iert. Când m-am măritat cu... Și trece la epitete. Dar ce s-a întâmplat? Și supărarea trece peste minte. Când supărarea ta trece peste minte, e bai mare. A vorbit la supărare. Și în timp ce vorbea, se răcorea și cum se răcorea, începea mintea să ocupe locul supărării și pe care a terminat de spus, mai că n-a fost supărare, dar a venit la loc mintea. Și și-a zis în ea: măi, ce prostie am făcut. Dar tu mai ai un pic de supărare, meritam eu. Las că așa-i trebuie. După ce s-a dus acasă, soțul dă un telefon, își cer iertare, peste un ceas și jumătate, două, vine acasă cu un buchet de flori, iese în pacă, de acum totul este restaurat, restabilit și este frumos, cum a fost înainte. Dar tânăra noastră soție se frământă acum cu o întrebare: ce bine era dacă stăteam acasă? Ce bine era dacă nu mă duceam la cafea astăzi dimineață? Ce bine era dacă tăceam din gură? Cum oare acum să rezolv problema? Cum să repar imaginea aia, numele rău pe care l-am făcut familiei mele și mai ales soțului meu? Cum o să scot din mintea prietenei mele rău nume pe care l-am făcut bărbatului meu? Oare cum? Pot să vă răspund la această întrebare? Nicicum. Nicicum. Acolo nu mai ai acces. Acolo doar bunăvoința prietenii tale. Dar tu nu mai poți să faci multe. O familie durabilă înseamnă comunicare în înțelepciune. Și ce va face soțul când va auzi cum ai vorbit? Și ce va face nevasta când va auzi ce ai zis de ea mamei tale, neamurilor tale, prietenilor tăi? Când încrederea va roade și va distruge încet legământul căsniciei? O familie sănătoasă, durabilă, presupune comunicare în înțelepciune. Vorbiți între voi frumos? Cuvântul Domnului pe care l-am citit ne îndeamnă să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, adică să vorbim între noi frumos, îmbărbătându-ne, încurajându-ne, observând acele calități, punându-le în evidență, îndemnându-ne unii pe alții la ceea ce este bine. L-am cunoscut în niște împrejurări, eram student pe atunci, pe fratele Richard Wurmbrand. Nu voi uita acele întâlniri cu studenții care se organizau în anii studenției mele, în anii 90, în București. Eram împreună cu sora Sabrina. A urcat pe niște trepte, că așa se urca pe scena unde urma să vorbească, și în fața scenei l-au așteptat mulți tineri cu buchete de flori. Erau pentru Sabrina, care era și ea acolo. El le-a luat și a zis în fața noastră, erau acolo multe fete și mulți feciori, cred că eram peste 1000 de studenți, să-l ascultăm. Și a zis: toate florile acestea le voi dedica cele mai frumoase fete de aici. Și s-a uitat așa și era Sabrina lângă el.
Și apoi s-a întors către soția lui, care avea 80 de ani. Și a zis, tu ești cea mai frumoasă, ia florile. A zis că singurul fel în care poți să faci complimente soției este să o faci des. Așa a zis. Vorbiți între voi frumos. Fii darnic la vorbe, Alex. Fii darnică la vorbe, Andreea. Să știi că un bărbat este tare sensibil și vulnerabil la cuvintele soției. Poți să-l motivezi, să-l pui în picioare, că e înalt și nici nu ne ascunde. Bine vă stă împreună. Vorbiți între voi frumos. Îngăduiți-mi să mai subliniez ceva ce ține de durabilitatea unei căsnicii. Cultivați între voi spiritul de sacrificiu. Jertfirea de sine este cheia care zdrăvenește și dă durabilitate unei căsnicii. Este una din expresiile iubirii, poate cea mai profundă, sacrificiul de sine. Dragostea la care ne cheamă Dumnezeu și pe care trebuie să o cultivăm în familiile noastre are multe fațete. În înțelegerea mea, cea mai profundă, mai adâncă formă, expresie a iubirii este sacrificiul de sine. În fapt, aici este unic model Iisus Hristos, care a zis, despre care Apostolul Pavel a zis, iubiți-vă nevestele bărbaților cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Iubirea, superlativul iubirii este jertfa de sine, dăruirea. Egoismul unde apare, unde se exprimă, face mult rău. În familie face foarte mult rău. Dragostea ne cheamă la jertfire de sine, la a ne sluji unul pe celălalt, la a trăi unul pentru celălalt. Te rog, frate Alex, să observi un detaliu în natura relației Domnului Hristos cu biserica, poporul său. După cum bine știți, stimați familiști, stimate familii creștine, Domnul Iisus Hristos nu a iubit un popor care îl iubea. Domnul Iisus a iubit niște oameni care n-au vrut să știe de El. Iisus Hristos se dă pe sine pentru niște oameni care sunt împotriva Lui, păcătuiesc împotriva Lui. Așa cum este scris în Sfânta Scriptură, El a murit pentru noi pe când eram noi păcătoși, potrivnici Lui. Dar s-a uitat la noi și și-a dorit iubirea noastră. Denotat este că Hristos nu iubește o biserică, nu se dă pe sine pentru o biserică îndrăgostită de El. Nu. Ci se dă pe sine unor străini, unor oameni care nu vor să audă de El, care sunt ostili, dar pe care îi iubește, cărora le face bine, pe care îi vindecă, îi satură, de care are grijă și pentru care își dă viața murind pe cruce. Iar această iubire jertfelnică, această investiție în dragoste, este ca o sămânță care rodește. Biserica a început să prindă drag de Hristos văzându-i dragostea. Așa ne-a câștigat și pe noi. Nu noi l-am iubit întâi, El ne-a iubit întâi. Și din pricină că ne-a iubit întâi, El ne-a cucerit inima și credincioșia cu dragostea Lui. Și acum creștinii pot să declare, din care întâi nu-L iubeau pe Dumnezeu și erau împotriva Lui, acum, fermecați și cuceriți pentru Dumnezeu de dragostea Lui Hristos, creștinii spun, suntem gata să murim pentru Hristos. Suntem gata să ne dăm viața pentru El. Decât să-i negăm numele, decât să-i întoarcem spatele, mai bine murim. Ne facem martiri, dar nu ne lepădăm de El. Cum ne-a câștigat această credincioșie? Răspunsul este simplu. Ne-a iubit întâi.
Iar această pildă a lui Hristos în jertfire este pusă în fața noastră de Scriptură ca model pentru cum să ne jertfim unul pentru celălalt în viața de căsătorie și în mod deosebit bărbatul. Jertfire de sine. În ce o privește pe soție, ea este chemată să urmeze și să se jertfească așa cum a făcut biserica care îl urmează pe Hristos cu credincioșie. Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste fiecare dintre noi. Și îngăduiți-mi în încheiere încă ceva practic care va conduce la fundamentarea unei familii, o familie durabilă. Am spus până acum că o familie puternică este o familie care cultivă o relație cu Dumnezeu în frică de Dumnezeu, e familia care respectă ordinea și structura lui Dumnezeu pentru economia căsniciei, este o familie care cultivă comunicare în familie, cultivă altruism, iubire jertfelnică și acum în final ceva poate și mai concret și practic decât cele de până acum, deși și celelalte au fost practice, cultivați independență financiară. Sănătatea unei familii depinde și de felul în care reușește să gestioneze acest domeniu sensibil al vieții. N-am spus căutați să fiți bogați ca să fiți familii puternice. Eu am cunoscut oameni înstăriți care și-au pierdut familiile. Sănătatea familiei nu depinde de câți bani ai. Împotrivă, pare-se că unii familiști când dau de resurse își pierd mintea și familia. Prin independență financiară nu înțelegem dimensiunea avuțiilor. Nu. Și acel mod înțelept și echilibru, guvernat de echilibrul lui Dumnezeu, de a gestiona acest domeniu al vieții. În privința aceasta, îngăduiți-mi să vă sugerez să fiți harnici. Dumnezeu îi îndeamnă pe familiști să-și câștige pâinea muncind și să o mănânce în urma muncilor. Primim revista Sămânța Adevărului. Mulțumesc fratelui Tincu, ne-a dat și în această dimineață un exemplar. Nu știu dacă citiți revista aceasta. Eu mă uit peste ea și în ea găsesc multă înțelepciune duhovnicească. Spre exemplu, într-un articol despre familie, în numerele trecute, se spunea cam așa. Înainte să-ți mănânci pâinea, fă bine să o câștigi. Înțeleaptă vorbă. Și tot în același articol se spunea despre felul în care se cheltuiesc resursele. Niciodată să nu cheltuiești mai mult decât câștigi. Cine cheltuie mai mult decât câștigă, sărăcește. Se vorbea și despre plăcerile legitime. Oamenii cu avuția lor caută să trăiască după cum li se pare lor mai bine. Plăcerea legitimă este aceea pentru care plătești înainte. Aceea care nu e legitimă, pentru ea plătești după. Și în vorba aceasta este multă înțelepciune. Unde ați fost că nu v-am văzut vreo 2 săptămâni? În vacanță. Bravo! Mă bucur că ați fost în vacanță. Și unde ați fost în vacanță? La capătul lumii. Și ați reușit să puneți deoparte bani, discuție cu o familie tânără? Ce nu? Dar cum ați făcut? Și am luat credit. Nu-ți trebuie multă minte să faci asemenea năzdrăvânii. Întâi să ai pâinea și apoi să mănânci. Prostie mai mare, omenească, în materie de administrare financiară, că să-ți faci vacanțe pe credit de la bancă, nu știu să fie. Ar fi fost mai bine în cele 2 săptămâni să te duci și să muncești cu ziua. Și la sfârșitul săptămânii, împreună cu soția, să ieșiți la un restaurant. Și duminica să vă duceți la biserică și să vă rugați lui Dumnezeu, să închinați Domnului, partea Domnului, să vă aduceți aminte și de săraci, și poate că Dumnezeu va deschide o ușă pentru voi și vă va binecuvânta. Dar risipă de aceasta nu va duce nicăieri. Mai devreme sau mai târziu veți ajunge la dezastru. Cultivați
independență financiară. Muncind, cheltuind cu cumpăt, fiind generoși, evitând împrumuturi neesențiale și toate acestea, cum am spus la început, în frică de Dumnezeu. Asta duce la o familie sănătoasă. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familiile, indiferent de vârsta la care se găsesc. Am cunoscut familii tinere care s-au confruntat cu neînțelegeri. Am cunoscut familii de vârsta familiilor, de vârsta părinților mei, care nu s-au mai putut înțelege. Mi s-a părut tare ciudat oameni la vârsta de 70 de ani să zică divorțăm. Și-au pățit. Pentru mine este limpede că au pățit mai de mult. Acum doar auzim mai de mult s-au rupt lucrurile. Vegheați-vă, îndemn, ca familia să fie sănătoasă. Asta va conduce la o biserică sănătoasă și în final la o societate sănătoasă, în care vom conviețui în pace și ne vom bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie Domnul cu noi!